ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu mai teamă. Ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar spa să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote de șarte, vreme trece, vreme vine. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu vicive echipui. Și de plângere se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a firei două fețe. Vedem capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost or să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și s-o poate. Căci acelorași mijloace se supun cât există și de mii de ani încoace lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă, amăgit atât de adese nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăi de-ai fi cu stea în punte. Teamă n-ai, cât avor iarăși între dânsii să se plece, nu te prinde a lor tovarăși ce e val, ca valul trece. Cu un cântec de sirene lumea întinde luci în rege, ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val, ca valul trece, nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine, toate-s vechi, și nouă toate. Vreme trece, vreme vine. Am pus poezia pe tavă. Și conform învățăturii spirituale pe linie gnostică, hermetică, taoistă, budistă, deci toate curentele spirituale care converg într-un punct și în aceeași sursă, putem să aducem înțelegerea noastră susținută de versurile lui Eminescu. În înțelegerea mea, Eminescu a fost un om care avea o cunoaștere spirituală, făcea parte din o școală spirituală și avea deschidere. A trăit și în vremuri politice în care a îndrăznit să fie el însuși și să fie în adevăr, indiferent de circumstanțe și de ce ar fi fost convenabil pentru viața lui privată. Deci a fost chiar ca un, eu vorbesc despre percepția mea, a fost ca un om care a reușit să rămână vertical, cu toate că întregul curent politic a început să fie deranjat de poziția lui. Nu știu dacă ați cercetat puțin, a intrat într-un conflict în care el susținea Ardealul și oamenii politici ai vremii, Maiorescu și ceilalți, vroiau ca să facă alianțe cu Austro-Ungaria și, în fine, el era gazetar, jurnalist, adică
s-a implicat ca un meteorit, adică n-a avut... N-a avut... Nu știu cum se zice la treaba asta. Ci a fost el însuși și a fost onest și loial adevărului interior, ceea ce l-a costat, ca și pe majoritatea oamenilor spirituali. Deci, de-a lungul timpului am văzut multe exemple de verticalitate care au fost trunchiate cu violență. Și ăsta a fost și cazul lui Eminescu. Deja au apărut o grămadă de mărturii și oricum nu o să discutăm despre politică în seara asta, că nu e asta ideea. Despre aceste două lumi. Despre două lumi. Și în multe poezii de iubire, de fapt, este iubirea pentru lumea divină, pentru sursă, pentru ce e dincolo. Nici într-un caz, iarăși, nu o să abordăm seara de astăzi literar și cu înțelegeri documentate și așa. Este pur și simplu picăturile spirituale pe care le regăsim în transmise de el, în mesaje mai mult sau mai puțin voalate. Și dacă e să luăm glos poezia pe care tocmai am citit-o, cred că este un mesaj foarte condensat a acestor învățături. Și poate nici nu o să ne ajungă întreaga seară doar să discutăm glosă, dar aș vrea să discutăm puțin și despre Luceafărul și despre alte poezii. În schimb, ce am putea spune este această idee de această percepție pe care o simțim în poezia glosă a lui, a lui Eminescu, cum ați spus cineva despre roata vieții, nu? Care se învârte și care aduce aceleași experiențe pe care oamenii le repetă, cu care oamenii sunt extrem de ocupați și de multe ori aud fraza asta, nu pot să vin la seminar, nu ajung la curs, sunt prins. Deci este exact în limba română să spune chestia asta, sunt prins, nu? Deci exact prinderea asta și timpul ăsta care ne este ocupat, în general, în dimensiunea asta, și ființele care sunt prinse în tot felul ce, dintr-o roată care are o mișcare continuă și care nu duce, de fapt, nicăieri. În spiritualitate putem, din orice curent spiritual am venit, să vedem această mișcare și să înțelegem că nimic din natura noastră pământeană nu o să rămână. Nimic din construcțiile noastre și de multe ori spun castele de glorie odată au rămas doi bolovani pe care îi vizităm încântați. Cam asta rămâne. Asta ne spune învățătura creștină, asta ne spune învățătura budistă, asta ne spune învățătura taoistă, asta ne se spune peste tot. Și cu toate acestea, frații mei, și majoritatea surorile mele, că întotdeauna se nimerește așa, oamenii o vedem, asistăm la asta, chiar și cei care încearcă o căutare spirituală, manifestă acest sindrom de a fi prins, de a alerga într-o mie de locuri. Și chestia asta ne ocupă cam tot timpul. Deci, într-adevăr, cum zicea Andreea, spiritualitatea trebuie trăită. În teorii putem fi grozavi. În practică, dacă căutăm o trăire, poate să începem să includem spiritualitatea, căutarea spirituală și orientarea noastră către planul divin, de lumină, interior, putem să-l numim acum, pe primul plan în viața noastră. Și asta înseamnă un contact și un gând cât mai des în timpul zilei, ca să vorbim foarte concret și nu în teorii foarte abstracte pe care nu le atingem. Și ne putem pune întrebarea, de câte ori pe zi ne amintim? De câte ori pe zi ne orientăm direcția în ceva din afara acestei pături de job, familie,
relații, prieteni, telefon, internet. Deci suntem, cum vedem norii peste planetă, nu? Că obstrucționează soarele și am putea vedea soarele metaforic ca lumina spiritului, nu? Ca soarele central, cum e numit. Exact așa. Norii ăștia ai preocupărilor noastre, ai emoțiilor noastre constante, a gândurilor noastre care ne leagă cu această dimensiune și cu ce se întâmplă în jurul nostru, obstrucționează lumina soarelui. Și dacă e să vorbim ceva foarte concret și actual și ceva care putem pune în practică și nu teorii, să ne întrebăm asta. Cum facem să lăsăm lumina soarelui să penetreze în noi, să ne lumineze și să ne, iluminându-ne, să ne înalțe. Practic, asta facem la Solisis și asta căutăm, o cale reală, concretă și pusă în practică astăzi, în mâine. În general, ca și o dietă, spiritualitatea e o tentație să fie pentru mâine, când o să mai eliberez. Luna viitoare o să vin la curs, deci eu vă dau citate. Anonime, de anonim. Luna viitoare îmi planific o să, când mă eliberez. Și e foarte frumos expresia asta de eliberare, că așa și este. Da, când o să reușești să te eliberezi. Nu o să pot veni mai repede, asta e clar. Dar măcar să conștientizăm acest proces. Am mai avut un gând astăzi de bucurie că facem acest seminar și că trăim în vremuri atât de glorioase în care putem vorbi liber despre învățăturile spirituale, în care putem, avem libertatea practică în viața noastră să le punem în practică și să le trăim. Și simt așa că trăim o epocă de împlinire deja. Ce poate ne uităm în trecut, Eminescu chiar, ca să vorbim de el, și mulți alții au fost pur și simplu torturați, chinuiți, măcelăriți pentru cuvintele pe care le-au spus. Astăzi eu pot vorbi liber și mă bucur pentru asta. Chiar putem fi recunoscători că au fost alții în fața noastră, printre care și Eminescu, care au săpat niște pentru toți vremurile pe care le trăim. Și atunci spun revoluționar, cum e spiritul lui Eminescu. Și nu, putem să și spunem, să nu fie un secret, că astăzi e și ziua mea, adică 15 ianuarie. Deci, astrele astea poate undeva mă ating niște puncte sensibile. Dar putem spune că întrebarea care nu putem pune concret este ce facem noi și nu noi. Ce face fiecare cu ce este dat și ingredientele pe care le are, libertatea pe care o are, posibilitățile, multă informație, multe cărți. Avem acces la o cunoaștere incredibilă. Documente care înainte erau secrete, acum sunt publicate de edituri. Și, din păcate, rămân la fel de ermetice, pentru că dacă omul nu are conștiință să le descifreze, poate să cumpere cartea în format de hârtie sau electronic. Dar asta se întâmplă până când căutăm, batem și ni se deschide. Nu există om să bată cu adevărat și să nu se deschidă. Nu există om să caute și să nu găsească. Dar în spiritul efervescent al lui Eminescu întreb. Facem chestia asta să ne întrebăm fiecare și să vedem ce, acolo unde suntem. În jobul, ați spus unii, sunteți în joburi, poate la stat, într-o formulă. Acolo, în oamenii cu care interacționăm, oamenii din jurul nostru. E foarte important și prezența noastră interioară, care automat ne afectează vibrația noastră. Adică totul, obișnuim să spunem, totul este energie. Totul este energie. Nu există materie. Asta o spune și știința. Avem aici... Da, și voi sunteți oameni care aveți cunoașterea asta, probabil. Nu? Că s-a demonstrat concret științific că nu există în atom nimic materie sau stabil. Cu cât intri pătruns mai profund, cu atât vezi că se desface în alte chestii care se mișcă.
Pe acolo și nimic nu e static și nimic nu e materie. Da. Deci totul este energie, totul este vibrație. Noi, fiecare dintre noi, avem o vibrație, avem un sunet, avem o culoare, în funcție de energiile pe care le lăsăm să se manifeste în noi. Și atunci, poate soluția este să fim foarte conștienți de asta și să alegem ceea ce amplificăm. Pentru că fiecare dintre noi preia și amplifică mai departe. Și sperăm să amplificăm și să dăm mai departe energie de lumină și să fie în noi asta. Și Eminescu spune același lucru. Vreme trece, vreme vine. Toate-s vechi și nouă toate. Alergi. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. În profunditatea întrebării, adică ce e rău și ce e bine pentru scopul misiunii asta, al faptului că suntem în această viață și mulți se întreabă de ce sau ce au de făcut. Pentru că simbolul ăsta interior și cum frumos a zis, după un timp și eu la fel, am trăit aceeași experiență, deci după o căutare în care simțeam un gol interior și de fapt nu înțelegeam ce caut și nu știam că se numește spiritualitate la fel de bine, am descoperit. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă până când ceva din tine nu caută și nu se activează. Nu spera și nu ai teamă. Asta se referă mult la câmpul nostru emoțional. Nu câmpul, ca să spunem pentru toată lumea, noi suntem și vedem vizibil corpul nostru fizic, dar la fel știința deja o demonstrează și biorezonanța vă arată și pe calculator. Avem corpul eteric, corpul mental, emoțional și corpul mental. Aceste corpuri prin care trăiește fiecare ființă umană, chiar dacă s-a dezvoltat sau un spiritual. Deci aceste corpuri sunt ale personalității și chiar dacă nu le vedem fizic, le simțim. Tristețea nu o vezi. Nimeni n-a văzut vreodată tristețea. Dar corpul fizic a suferit din cauza ei. La fel și bucuria. La fel orice emoție. Deci aici când spune nu spera și nu ai teamă, se referă la valurile emoționale care ne afectează și în care oamenii sunt prinși la fel de bine, cum sunt prinși în jobul lor și în activitățile lor. Pentru că de câte ori în viață nu ați avut speranțe, entuziasm puternic și pe urmă teamă că pierdeți ceea ce v-ați dorit să dobândiți. Și ați pierdut și ați recâștigat și ați pierdut și ați câștigat. Deci totul este, se referă la aceeași vată care nu duce nicăieri. Nu duce nicăieri. Sunt niște stimuli, la fel cum oamenii se joacă pe calculator și primesc niște stimuli adrenalină sau emoționali, care de fapt nu duc nicăieri. Tu mai închis calculatorul și tu n-ai fost decât prins câteva ore în ceva. Asta e. Asta, el, mai ales în timpul în care a trecut, nu putea să dea învățătura lui, probabil, altfel. Deci este destul de volată și destul de vizibilă. De te îndeamnă, de te cheamă. Totul ne îndeamnă și ne cheamă. De la televizor, la moluri, la politică, la ce? La reclame, la cosmetice, la... Este o industrie întreagă pe care o susținem prin faptul că suntem consumatori care ne îndeamnă și ne cheamă, până la prieteni care, cu care încerci să te consolezi. Și este tot o fugă de la lucra în tine și a-ți face o bază în interiorul tău și nu a mai fugi prin a discuta cu alții. Dați-vă exemplu, da, te cheamă și te îndeamnă. Că toată viața în dimensiunea asta e bazată pe asta. Și noi suntem ca niște copii naivi care, noi, vorbesc de civilizația asta, în general, și de societatea internațională, nu vorbim de lume, care aleargă tot timpul la diferit stimul care îi cheamă și îi îndeamnă. Îndrătrea tuturor, mă.
Orice industrie. Este și turism spiritual acum. Da, bineînțeles. Poți să dai și poate fi și o cale numită spirituală. E foarte posibil să fie tot o cale care vine tot din egocentrism. Și nu din spirit. Deci, bineînțeles că poate fi orice. Și mi-a spus, zice, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Nu te alimenta din asta. Nu trăi din asta. Nu ăsta să fie alimentul tău. În Tatăl nostru avem o frază pe care în revista noastră care este online și la care vă puteți abona să o primiți gratuit. Am pus acum un număr sau două, un citat foarte interesant, care e tradus direct din Matei în limba latină și care spune, nu mi-am amintesc în latină citatul sau nu mă străduiesc, dar care spune, dă-ne nouă astăzi pâinea noastră suprasubstanțială. Ea a fost tradusă pâinea noastră și-a dat zilele. Dar nici pe departe nu e vorba de pâinea noastră ca să ne întreținem corpul fizic. Că ar intra în conflict exact cu învățătura creștină care spune nu trăi pentru corp, nu trăi pentru natura asta, ci caută întâi împărăția lui Dumnezeu și totul îți va fi dat pe deasupra. Deci, în Tatăl nostru, versul corect este dă-ne nouă pâinea noastră suprasubstanțială. Și când vorbim... Spre ființă. Spune traducerea de această. Și spre ființă, adică nu spre corp. Ființa noastră... Cea din limba latină care spune pâinea noastră cea de toate zilele și în sfârșit și nu ne duce pe noi ispită și ne povestește de ce vă rău și cea din greacă care spune pâinea noastră spre ființă și de ce plictăm. Și eliberează-ne de cel, de cum nu poți să spui Dumnezeu nu mă duce nici spită, deci e o aberație. Și ne-a ajuns informația acum câteva luni că Vaticanul a declarat, a rectificat oficial traducerea după atâtea secole și oficial spune că ajută-ne să nu credem în ispită. Ceea ce avea pe iarăși o... Nu mai spun, da, bineînțeles. Dar iarăși putem să vedem cum atâtea secole omenirea a repetat în biserici o chestie care de fapt nu este contrară învățăturii creștine. Și asta spune ceva despre noi și despre faptul că acceptăm lucrurile fără să cercetezi cu adevărat. Întoarceți-vă voi și veți cunoaște că toate în lume, toate sunt prezent. Că adevărul este numai în noi până la urmă și prin întoarcerea privirii din afară, în interior, către noi, ne duce la vedea adevărul. Și tot ce a fost și tot ce a fi vreodată, adică și trecutul și viitorul, sunt până la urmă totul decurge din faptul că totul este, că nu avem decât clipa de față. Și din nou că nu știi că atingând pe un singur om, îi atingi pe toți. Că până la urmă toți, în afara faptului că venim din aceeași sursă, venim cu toții din același loc, avem aceleași simțiri și în bază suntem toți exact la fel. Și de asta cred că e foarte important că dacă unul se întoarce către interior și își găsește drumul și reface contactul cu Lumina și cu Divinul, automat îi ajută pe ceilalți, fără să vrea, adică nu să se gândească eu acum o să dau mai departe sau nu știu, trebuie să spun la toată lumea. Prin simplu fapt că cineva se întoarce către el și se redescoperă prin prisma faptului că el este, îi atinge pe ceilalți și automat și ceilalți în timp, fiecare în felul lui se va întoarce în interior și va căuta sau e o conexiune acolo care se face, asta spun ce am observat eu. Și tot Eminescu dă o replică într-o altă poezie la ce a existat. Deci să-l ascultăm pe el. Poezia se numește, șocant pentru unii, eu nu cred nici în Iehova. Eu nu cred nici în Iehova, nici în Buddha Sakyamuni, nici în viață, nici în moarte.
nici în stingere ca unii. Visuri sunt și unul și altul, și tot una este mie. Doi trăim veci pe lume, doi murim veci în cie. Toate aceste taine sfinte, pentru om frânturi de limbă, în zadăr gândești, căci gândul, zău, nimic în lume schimbă. Și fiindcă în nimica eu nu cred, o dați-mi pace, fac astfel cum mie îmi pare și pace spre cum vă place. Nu mă încântați nici cu clasici, nici cu stil curat și antic, toate-mi sunt deopotrivă, eu rămân ce-am fost, romantic. Deci o invitație în fiecare să facă ce vrea. Și cum a citit Sandra la o privire în interior. Deci lăsați-mă cu teoriile, cu învățăturile care probabil și în vremea respectivă erau mulți care vorbeau multe. Lăsați-mă cu stilul intelectual, mental, clasici, stil curat și antic. Eu rămân ce-am fost. Ce înseamnă romanticul ăsta aici? E... declarație de independență. E conectarea cu iubirea și cu... cu prima iubire. Și cu o trăire interioară. Nu e stilul de clasic și studiat. Și nu cred în nimic care e vorbă. Visuri sunt și unul și altul și tot una nu este în mine. Nici în moarte, nici în stingele ca unii. Adică în toate teoriile lumii este. În ce înseamnă viață și ce înseamnă moarte. Ce înseamnă viață pentru unii e moarte și îndrăzit. Toate împărțim viața lui sta... a parcurs drumul care, de fapt, este calea spirituală unică pentru fiecare dintre noi. Reîntoarcerea la lumină și la fără de păcat, la starea inițială. După ce ai trecut prin roata asta, în care te naști din păcat primind o altă lege. Prin încarnare și prin tot ce primim noi de la naștere aici, noi primim o grămadă de karmă, cum e numită în alte curente, și facem o legătură cu umanitatea și cu dimensiunea asta, care nu putem spune că e fără de păcat, și este o altă lege față de legea divină aici. Nu aprofundăm. Atunci ce lege ajunge. Și atunci aș mai citi ceea ce a făcut Luceafărul apoi, pentru că e pornit Luceafărul, creștea un cer al lui Aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra ei cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele. Și din a haosului văii, jur împrejur de sine, vedea ca în ziua cea din tâi cum izvorau lumine. Cum izvorând îl înconjor ca niște mări de-a notul, el zboară gând purtat de dor, până piere totul. Până piere toată lumea asta materială a formei. Căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, ochi umani din dimensiunea. Și vremea încearcă în zadar din golul ea se naște. Nu există timp. Depășește dimensiunea asta. Nu e nimic și totuși e o sete care îl soarbe. E un adânc asemene uitării celei oarbe. Din greul negrei veșnicii, părinte, mă desleagă. Și lăudat pe veci să fii, pe alunii scară întreagă. E interesantă și asocierea asta cu negrei veșnicii, adică necunoscute și veșnicia care e dincolo de orice formă, deci e total inaccesibilă. Parcă ar fi scrisă de cineva care e aici, adică de emisă. O cerem, Doamne, orice preț, dar dăm o altă soartă,
căci tu izvor ești de vieți și dătător de moarte. Reia-mea nemuririi nim și focul din privire și pentru toate dă-mi în schimb o oră de iubire. Din haos, Doamne, am apărut și m-aș întoarce în haos și din repaus m-am născut, din setul de repaus. Hiperion, ce din genuni răsar cu o întreagă lume, nu cere semne și nume, care n-au chip și nume. Tu vrei un om să te socoți, cu ei să te asemeni, dar iar oamenii cu toți s-ar naște iarăși oameni. Roata de care vorbeam. Ei numai doar durează în vânt deșerte idealuri, când valuri află un mormânt, răsar în urmă valuri. Ei doar au stele cu noroc și prigoniri de soarte. Cred în întâmplare și în soartă. Ceea ce noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Și cunoașteți continuarea Luceaforului când instabila viață pământeană o face pe reprezentanta aceste dimensiuni în această poezie să aleagă o altă iubire care este oricum trecătoare în dimensiunea asta. Ceea ce se numește iubire. Și fiecare se poate analiza și înțelege cât de constant a experimentat iubirea în viața lui. Și cum de multe ori ce ai înțeles că e iubire, a murit. Ori iubirea necondiționată și iubirea impersonală, eternă, universală, nu poate avea moarte, pentru că este însă și natura Universului, natura divină. Și asta Cătălina în ce face. Și aș reveni la strofa, din sânul veșnicului ieri trăiește azi ce moare. Un soare de s-ar stinge în cer, se aprinde iarăși soare. Simbolul ăsta de soare și soarele material care aparține de materie. Și tot ce vedem cu ochiul fizic și în dimensiunea asta este material. Și toate revoluțiile și întoarcerile planetare sau pe Pământul ăsta au dus la o nouă formă. O nouă formă, o nouă stingere, formă, apariție, stingere. Deci totul este în dimensiunea asta motivat și alimentat de o altă sursă. Noi aici vedem manifestările a ceva care este invizibil și care nu ține de acest plan.